Consiliul Local Alba Iulia a aprobat studiul de soluție privind proiectarea și execuția unui sistem de supraveghere video al cetății Alba Carolina. Potrivit studiului, valoarea totală a sistemului este estimată la aproximativ 400.000 de euro. În estimarea valorii de proiectare și execuție s-au luat în calcul 60 de camere videosupraveghere, precum și lucrările de canalizații electrice și instalații electrice. Furturile și vandalizările din interiorul cetății Alba Carolina sunt principalele motive pentru care se intenționează amplasarea unui astfel de sistem. Este mai mult acest deranj nenorocit care se produce. Pom rupt, bănci pe care se scrie, pe obelisc ștergem toate, nu mai știu ce să periem, tot soiul de indivizi care scriu acolo, tot soiul de povești. Ca și om. Nu-mi place lucrul ăsta. Nu mi-a plăcut niciodată. Administrația publică a municipiului Reședință de Județ intenționează să instaleze astfel de camere video și la intrările în Alba Iulia. Vreau să vă spun că vrem să prelungim programul ăsta și cu camere de luat vedere intrările și ieșirile din oraș. Nu da vedea noi special cine intră. Dar știți prea bine că la furturi, o cameră nenorocită care stătea lângă un ATV sau la bancă, la o bancă, la intrare a rezolvat problema identificării individului care a făcut această tâmpenie. În cetatea Alba Carolina, camerele video vor fi amplasate pe traseele de est, nord, vest și sud, dar și în interiorul cetății.